Am făcut ce se face la țară. Se bagă animalul în coteț atunci când vine vâjul. Pelicanii sunt specii destul de rezistente la frig și ele pot sta și pe gheață, pe zăpadă, bineînțeles dacă le asigur hrana. Motivul pentru care pleacă de la noi din țară este lipsa peștelui care să noate și să-l găsească, nu frigul. El rezistă la frig. Sunt trei exemplare de pelican, trei sunt dane sau patru? Trei. Trei exemplare de pelican sălbatice care s-au aciuiat la noi și sunt aici în solda noastră, respectiv primesc de la noi hrană și tot ce trebuie. Unul dintre ei n-a intrat. Unul dintre ei îl așteptăm, încă a zburat, a plecat. Zboară pe deasupra pe undeva, l-ați filmat și sper să-l putem băga și pe el. Dacă nu, asta este. Sperăm să reziste pe astea două zile de frig care urmează. În ceea ce privește istoria acestor pelicani la noi, până acum, până iarna asta, i-am ținut într-un amplasament de iarnă încălzit. După care, discutând cu alții manageri și doctori de grădini zoologice, văzând că noștri nu fac ouă, încercând să aflăm de ce nu fac ouă, ne-am gândit că regimul ăsta multianual pe care îl are orice animal, respectiv la ciclul reproductiv, este afectat de faptul că sunt ținuți vara la prea, iarna la prea multă căldură. Și atunci am decis să le facem această construcție, să le o dublăm, e încălzită, și, adică este bine protejată termic, nu are sursă de încălzire, și să îi ținem aici pe timpul iernii, sperând ca aceste schimbare de anotimpuri să le declanșeze dorința de reproducere și să sperăm la anul să avem pui. De ce se linge pe nas? Când se linge pe nas, 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 se linge pe nas,